I'm taking you to paradise, paradise. I don't even care about the price, care about the price. Sawadika! Salutare, prieteni! Salutare din Thailanda! Acum am ajuns într-un loc destul de frumos pe coasta de vest a Thailandei. Suntem pe Railay Beach. Noi data trecută când am fost în Thailanda am fost prin apropiere, dar nu am avut curajul să venim chiar aici pe plaja asta, că mi s-a părut cam scump. Acum prețurile posibil sunt un pic mai scăzute, în special la cazări, din cauza că... Acum nu e mai fost prin țările scandinave. Și mi se pare mai ieftin. Da, leacă ni s-o schimbat. Ni s-o dat ochiul, prețuri mai mari. Dar chiar și din cauza că sunt mai puțini turiști acum, că Railay Beach o suferit destul de mult din cauza pandemiei și noi cât am făcut ieri o plimbare pe aici, s-au văzut multe chestii părăsite. Ne urmărește cineva, ia uitați-vă acolo. Așa, parcă nu se uită la noi, dar ca tare se uită așa. Să vii, să vadă dacă avem ceva de mâncare. Sunt foarte multe maimuțe aici. Da, chiar. Ei! Mă, nu te răstii la dânsa, ca pie. Trebuie așa, calm. Eu observ că dacă o leac te răstii, de-am gata, ești schimbă. Devine agresiv? Da. Face cu șau băiți în... Important să n-avem sacoșul ceva cu snacks-uri, că... Da, să fășnească că ele reacționează la chestiile astea, le pare că ai ceva de mâncare și vin să-ți fure din mână chiar. Da, haideți să vă arătăm cum am ajuns noi aici, din Khaosok National Park, și o să facem și un tur a camerei noastre de hotel și în genere a hotelului. Thank you very much! Bye! Unde vrem, că e... Asta a fost minibusul cu care noi am venit iarăși, vedeți. First class, prima clasă, așa, în zorzonat. A fost foarte super. Am ajuns repede, n-am calculat încă cât timp am ajuns. N-a fost foarte răcoare, apropo, îngheți toate autobusele. Capunca! Avem prețurile pentru careva destinații. Trebuie să luăm și noi barca spre Railay Beach. Acolo mergem acum. Nu am fost dat trecută când am mers în Thailanda. Venim, mergem acum. Barca cu care mergem. Foarte repede s-a adunat lumea și ne pornim. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Deci, am ajuns în sfârșit pe Railay Beach. De mult am vrut, încă de 5 ani în urmă am vrut să ajungem aici. Thank you. No problem. Și deci, ca să ajungem până aici cu barca, am dat 100 de bați. Suntem acum pe Railay East, adică plaja de East. Și aici avem și cazarea, toate cazările, majoritatea cazărilor sunt în partea de est a insulei. Haideți să ne cazăm. Până aici am venit cu o mașină privată, că alte opțiuni nu aveam și am dat 2200 de bați, un pic cam scump, dar asta e. În schimb am ajuns destul de repede și, da, și destul de comod, că altfel trebuia să luăm cumva un transport până în Suratani, din Suratani până în Krabi, din Krabi până aici, aveți să ajungeți mai seara târziu. Dar, mă rog. Ok, haideți să vedem cazarea. Aici apa este verzuie, deschisă așa, nu știu cum, și nisipul este galben. Dar aici sunt o mulțime de astânci din astea, munți, carstici din calcar, ia privit. Am mai fost în zona asta în Aonang și mi-a plăcut extrem de mult, dar aici nu ajunsesem, așa că am venit acum. Iată, așa arată locul ăsta. Hei, și am ajuns la hotel, este foarte aproape, 3 minute de mers pe jos de la aeroport. Facem check-in-ul, cred că deja este ora. Iată, cam așa arată camera noastră de hotel. Primul rând începem cu balconul, așa avem un balcon frumos. Și avem un pat de unde putem să ne relaxăm aici sau putem să lucrăm de afară. Aici este un pat mare.
Și aici așa o masă lungă unde avem un televizor care nu-l folosim normal. Aici stau valizele noastre, oficiul meu. Aici avem un lavoar. Direct aici e toaleta. Iată, așa. Aerul condiționat acolo sus, lucrează bine și nu sufără în pat, adică putem să-l ținem și pornit. Și asta e dușul, care e separat de toaletă. Și aici avem așa un loc unde putem să punem hainele. Da, este un hotel destul de mișto, adică nu ne place destul de mult, e comod, e frumos, e curat. Și haideți să vă arăt view-ul de la balcon. Și de aici, de la balcon, uitați-vă să văd stâncile astea, specifice plajei Railei, în genere regiunea astea. Am plătit $40 pe noapte, cu dejunul inclus. Haideți să mergem acum și vedem și dejunul cum arată. Pentru Railei Beach este un preț foarte bun, deoarece aici totul e mai scump, absolut totul e mai scump. Și asta l-am găsit așa, la ofertă posibilă. Uitați-vă câte mai mulți acolo. Aici sunt două, acolo una aleargă. Încă una, mai în dreapta dacă te uiți. Unde? A, ah, ia și acolo mai este una. Dar iar nu cumva la noi dacă... E, nu. Partea noastră nu se vede de mult. Nu cumva să avem ceva snack să iau cum să urc. Ei. Păi ele sunt profi. Astea sunt macaca, așa e? Cred că da. Uite una acolo mai în spate. Foarte multe. Pac, pac, pac. Noaptea erau și la noi, la balcon au venit aici. Mi-a ocupat patul ăsta. Ne-a atenționat odată că trebuie să închidem ferestrele astea foarte bine, să linguiem, că altfel maimuțele vine și fac tărăboi. Aici zona bazinului. Nu s-a audit nimeni, cred că încă e prea dimineață. Ce mai avem aici? E plin de vegetație, tot e frumos, îmi place așa. Chiar și casa asta, vedeți, e plină de vegetație. Și aici, uitați-vă ce fain. Aici e Calabash 3. Vezi, are așa niște fructe mari, tari. Astea nu sunt bune de mâncat. Sunt foarte tari și sunt un pic otrăvitoare, chiar așa, după câte am citit. Ele sunt mai mult pentru decorație. Aici e un copac cu flori galbene. Aici un copac cu flori roșii și galbene, nu știu cum se numesc astea. Și aici e curtea propriu zis, uitați ce fain arată. Da, chiar îmi place mult hotelul ăsta. Și avem și dejun inclus, după cum v-am spus. Haideți să vedem ce avem noi. Deci, tartine, fructe, dulceață, cremvuști, bacon, ham, ouă, pui cu legume, arată destul de bine și miroase destul de bine, și orez. Și aici cred că e o supă ceva locală, da, supă standard de orez. Și aici și poți să-i pui la supă, adică ții un pic de supă de orez și pui chestii de astea. Și aici deja sunt muesli, lapte, suc și apă. Ia să vedem ce fel de cafea, chiar sunt curios. Cu siguranță trebuie să fie solubilă, aici de obicei toată cafeaua e solubilă. Nu, mă tin că nu solubil, las o gust și asta. Dar majoritatea cafele aici în Thailanda e solubilă. See, we was cool right before I hit the fence. But I hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes, cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she pays tuition. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. Ok, și acum ne pornim într-o drumeție la un viewpoint și la o lagună, de unde ar trebui să vedem frumos plaja asta Railei Beach. Și urcăm așa, cam printre stâncile astea. Sunt niște stânci super frumoase, așa, cu niște reliefe neobișnuiți. O să trecem pe niște peșteri. Da, ne așteaptă o aventură frumoasă. O, dar deja e cald. E ora 9, abia, dimineața, dar deja e cald, nu știu ce o să fie la ora 1-2. O, ia și frumos aici. Uitați-vă cum aici cu... Sunt lienii de astea. Și stângi.
Deci cum o cursă apa și-o lăsat urme calcaroase, vedeți? Și este Banian 3. Da, chiar e frumos. Ia, o să mergem prin peștere. Ce tare! Hai, pot să mergi mai încolo. Eu pot să mergi chiar încolo. Vedeți? Interesant. Uite, aici așa e o căldură. Năduștor. Și întuneric. Nu este luminat. A, dar nu e de mers mult, așa puștim până pe margine. Interesant. Ia uitați-vă ce drumeții ne așteaptă. Pe aici trebuie să urcăm. Ce zici, luminița, ne aventurăm? Mm-mm. Nu vrei? Mm-mm. Dar uite ce interesant. Cu funii, cu tot. Să încercăm să urcăm pe aici. E așa de... singur? Da. E așa de multă vegetație și stânci așa de abrupte că e întuneric cum aici. Parcă se pare că e seara. Dar e dimineață. Dar nu cred să fie așa de greu. Când te întorci? Și nu mergi? Nu? Da. Eu mă duc. Eu rămân. Hai să văd pe unde urci. Nu lunecos? Păi, pietrele alea cu lunecoasă, dar haide și te ține. Mergi, nu ești pe de-astea mai grele. Gata, nu te mai văd, bye. Ha? Plecat. Bye. Nu e așa de greu. Ce piatră interesantă. Ai. Și cum e? Ok. Nu e așa de greu, nu? N-am putut să te las, te mănânci mai multe. Unde să o iei? Oi, mamă, cât e de cald. Cuz I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Ui! Au, cum a stii? Mă spăria. Ian. Ui, ce o porțiune așa mai dificilă. Trebuie pe funii, dar să... Am transpirat, da, să ud tot. Eu tot. Și ca metri n-am făcut mult, dar ca înălțime, adică abrupt în sus și destul de solicitant așa, în căldura asta și umiditate. Am ajuns acum la o intersecție. Partea dreaptă este o lagună și în partea stângă este un viewpoint. Mergem la viewpoint. Hai întâi la viewpoint și după asta mergem și la lagună. Facem o băiță pentru că am transpirat extrem de mult. Am făcut baie în propriile sudori. Da. Până aici. Ați observat, cred că din startul drumeții, că este așa roca de aici, are o culoare roșcată, maronie, așa aprinsă. Și pământul de sus, la fel, are așa un roșu luminos, aprins, colorat tare. Când plouă aici, fac râuri roșii de sânge. Nu, dar chestia e că devine foarte, foarte periculos, că este un fel de lut. Și lunicos. Devine extrem de lunicos. Vă închipiți lutul ud. Aici nu poți merge nici măcar pe drum drept, nu că... El și acum pe unele locuri este lunicos. Dar când e ud. Se pare că am ajuns. Ui, dacă te de lunecos, ai grijă, te rog. Au! Au! Ce frumos, ce frumos! Au, ce frumos! Uite, în partea asta nu m-a făcut ei. Este Riley East, adică plaja de est, așa se traduce. Și acolo e Riley West. Plaja aia e mult mai frumoasă, însă de aici nu putem să o vedem.
Mai este un viewpoint, e acolo undeva și se vede plaja elaltă. Ce frumos! Da, și nu ne-au luat mai mult, 20 minute, poate chiar mai puțin. Uitați-vă, aici este plaja asta, adică un fel de porțiune, vreo 400 de metri lățime de pământ. După care în partea asta sunt munți și în partea asta la fel munți. Deci aici nu ai acces terestru până la Raleigh Beach, și doar cu barca. Adică nu poți nici ca cum să vii aici cu transport terestru. Sunt ceva drumeții care teoretic ai putea să mergi la Tonsai Beach încolo și de la Tonsai Beach mergi un pic mai încolo până la Aonani. Iată, vedeți, Tonsai Beach e ăla. Ia uitați, nu știu dacă se vede ca lumea în cadru, dar... Ah, e câte o heo cum sare. O maimuță ne urmărește. Ok, și drumul către lagună. La fel e destul de aventuros. Vedeți, merge abrupt în jos, așa. Hai să mergem, că vreau să ne răcorim un pic în lagună. Hai, cobor! Ce liniște aici, am coborât într-o văgăună, într-o vale. Uitați, aici sunt niște palmieri imens, niște frunze. Parcă suntem în filmul Avatar chiar. Ce interesant. Și păsărițe, vrăbiuțele alea, păsările alea, două ni conduc în jos, ele merg înaintea noastră. Nu știu dacă le vedeți în cadru. Ia uite cu astea. Mamă, dar eu dacă mă duc lângă dânsul, tu nici n-ai să mă vezi. E înalt și drept în sus, nu se vede pentru astea, dar e foarte înalt. Nu are crengi de jos. Cred că are mai mult de 100 de metri înălțime. Wow! Toc! Wow! Vedeți? Ce de mare! Uite o luminiță. Și nu se vede vârful, e mare. E înalt, adică. Sunt un pitic pe lângă copacul ăsta. Dar uite cum e rădăcina asta și e întreagă. E cam... scris lumea și-a lăsat amprentele, putem să da. Mamă, cât e de fain. Dar în general, uite. Toți copacii ăștia de aici au niște frunze extrem de mari și crengi și tupină. Asta din cauza că ei vor să iasă la lumină, vezi? Aici e într-o văgăună unde nu vine lumina. Da. Și aici reușesc numai copacii, reușesc să supraviețuiesc numai copacii care cresc înalt. Altfel, wow. Nicio șansă. Uitem. E așa, ești frumos, se vede lumina așa încolo. Vai, se vede lumina. Ia uite, astea sunt liane. Uh-huh. Tot urci pe ele. De ce unde cresc? Ia, ia uite cum cresc palmirește. Ia uite ăla cum crește. Ia așa de margine. E așa și un painjun mare. Ia, e și de mare. Ia uite, nu-l vezi? Wow! Ei, nu-ți vede în cameră. Ui, du-te tu înaintea mea. Chiar că parcă descoperim un loc. Mă rog, nu e prima dată îl descoperim, dar el descoperi. E mai de mult de alți oameni. Mamă, cât e de frumos! Încă o coborâre de asta aventuroasă, da? Și de aici se începe cel mai aventuros. Uitați-vă cât e de abrupt în jos. Adică aici, practic, climbing trebuie să facem. Și mai încolo, la fel, iată, se vede deja laguna. Iată, acolo e apă. Acolo e apă? Laguna. Nu, da. E nisip. E apă acolo. Apă? Da, și e apă. Nu e apă, e nisip. Și e apă, am să vezi. Și e abrupt și acolo, în jos. Și acum, cea mai grea parte. Ia, uitați-vă. Pe unde trebuie să mergem, așa, pe un loc îngust. Și trebuie să ne dăm drumul prin gaura asta. Vedeți că aici e funie. Dar eu nu cap cu rucsacul pe aici. Nu-i pe-n altă parte, atât e abrupt și nu-i funii, numai aici este funii.
Da. Să las rucsacul întâi, că așa n-as în cap. Costi? Oh. Ai ieșit? Ai ieșit, eu, dar ai ieșit. Sunt pantaloni. Sunt pantaloni? Da. Ok, am pus camera în rucsac și acum cu două mâini o să încercăm să coborăm pe aici. Cu o mână nu e posibil. Sunt cam lunicoase pietrele astea. Ui. Vezi, nu ai nică în buzunare. Gata. Hai, acum luminița. A rupt în jos. Am ajuns. Ce tare. Ce frumos, mă rog. Ia, vezi că e lunecos. Laguna asta nu e chiar bună de scaldat. Acum cred că deja se duce apa. E cam refluxul apei deja. Da, e mâl jos. Și e cam mălos, într-adevăr. Dar uitați-vă ce... Păi asta e, parcă e peșteră și nu e acces la mare, adică nu se vede mare, dar oricum, e, asta e apă sărată, asta e apă de mare. E apa acolo, se duce așa încolo, iată. Ia uite, cam încă un metru se ridică apa. Da, se urcă cam la un metru și abia atunci e posibil să te scalzi, iată, vedeți, până și aici se umple tot cu apă. Altfel e mălos și nu e frumos, dar uitați-vă cum pătrunde lumina aici. Și aici și păinji în mare, o vedeți? Da, uite, stalactite sunt. Da, și stalactite, stalagmite. În sezonul ploios, cred că totul picură pe aici, totul... Dar ți-ai lăsat acolo geanta și ea sunt grostuie mamuțele. Ia numai, nu ne ducem departe, că aici n-ai unde să te duci. N-ai dovedești să reacționezi. Wow, ce frumos! Umiditatea e foarte ridicată, acum se evaporă apa în sus și vizibilitatea e redusă chiar și aici, în laguna asta. Dar e frumos. Iată, noi pe acolo am venit așa. Tata, e un cerc, un rotund. Ha! Smeră sună. E o umiditate incredibilă aici, uitați-vă, curg sudorul de pe mine. Sunt tot ud absolut, cred că maica deja, tricoul ăsta deja pot să-l scurg așa. Aici apa când se evaporă se urc foarte greu în sus și nu-i vânt absolut deloc. Și din cauza asta umiditatea și căldura se simte atât de mult. Dar practic n-ai ce respira. Da. Hai că o să ne scaldăm la plaja aia altă de acolo, acum trebuie să ne chinuim să ieșim înapoi. Să fie greu înapoi. Cred că încă mai greu. Suntem și cam obosiți și umiditatea asta ne stoarce de toate puterile, absolut tot. Da, pentru că ai impresia că nu inspiri suficient oxigen. Pentru că este atât de cald și atât de umed aerul că nu faci nimic și transpiri. Parcă nu ai aer să respiri. Așa e senzație. Ai grijă, ai grijă, ai grijă, locul ăla e cel mai dificil. Ai încă un pic. Acolo este pericolul ca funia asta să treacă în partea aia și să te lovești de stâncă. Ui. Hai că s-a meritat, nu? Tot efortul ăsta n-a fost în zadar, am văzut măcar ceva extraordinar de frumos. Da, dar am rămas fără pantaloni. E fără pantaloni. Tot mai tare și mai tare. Costi și așa are puțin. Las că-ți dau vreo 2 de mii. Nu mă încap. Păi numai... 2, unul pe un picior și altul pe altul. Numai film mai de jos. Ups! Am ajuns, am ajuns deja, destul de greu și obositor și am consumat multă energie și am pierdut multă apă. Uitați-vă la mine pe față cum curg sudorile. Dar se merită, da, să mai iau o meu tătăi murdar
pantalonii rupti, mâinile murdare, dar s-a meritat. Of. Hai să sărim un pic în apă să ne răcorim. Măcar nici nu-i posibil de cusut pantalonii lui, de reparat așa. Un Costi, mergem la plajă, dar cum o să mergi cu pantalonii rupti? Ei, n-am încotro. Merg așa și poate n-am mai observat nimic. Spre lumi. Nu sute nimeni la fundul tău. Tu unde știi? Mai știu vreun tailandez sau tailandeză. Apropo, la toți aici le place de Costi, că e așa mușchios și la fete și la bărbați, la toți absolut. Păi fac nu mult complimente și mie nu. Nu ești geloasă? De geloasă nu sunt. People I'm saying, get what I'm painting. A picture big, I call it little baby. If I'm on a board, then we playing chess. If you on my way, you gon' need a vest. Ia, peșterile astea sunt în proces de formare. Chiar picură acolo, vedeți? Picură pe asta. Și formă interesantă. Ok, și acum am ajuns la plaja Phranang sau Phranang. Ia ce fain aici. Super, și aici fac alpinism. Iată, urcă, a urcat până acolo, cred că mai departe nu urcă. Interesant, oricine poate să urce aici, mă rog, care are pregătire fizică cât de cât ok. Că sunt cursuri, sunt de-astea, care te învață, este siguranță. Plaja merge așa până încolo, nisipă-i fain. Ia, ce interesant acolo. Ce fain! Oh, îmi place ia asta. Ia uite acolo cât e de păi da, de ce zic, da. Wow! Da, impresionant. Da, orice moment pot cade textul la titlu. Da. Plaja merge așa încolo, frumos. Aici este și un restaurant sau hotel, dar văd că e închis. Ia uite aici, interesant, ia vin încoași. Templu? Aha. Uite aici, un templu cu penisuri. Aha, le-o cam strâns. Asta e templu fertilității, cred că. Da. Eu am mai strâns multe din trânsele, vedeți când le-au pus acolo, dar ele erau toate așa, erau toate așa pus aici ca o pădure. Uite, au acolo un dragon. Uh-huh. În mijloc. Ia uite, îți porți așa o brățară, știți zici? La gât, purta așa o brățară un colier. Câte penisuri sunt pe aici. Ăla chiar interesant din lemn. Cum două femei îl prind, da? Sigur de femei sau una de femei și una de două femei. Femei. Partea asta l-au cam strâns. Asta se numește Princess Cave. Ia uite cât e interesant sus. Aha. E așa super. Peștera prințesii. Asta e impresionant. Asta cred că poți te urci încolo, nu? Posibil. Sunt în mucigaiu. Oh, ce umiditate. Nu pot respira. Foarte impresionant. Da, de toate felurile. Și negri, și roșii, și clopoței. Da. Plaja aceasta chiar este mult mai frumoasă decât cea de est. Aici avem nisipul alb și fin, priviți ce frumos este. Și apa este mai frumoasă, mai limpede și mă rog, în apă la fel este nisip, nu este mâl. Deci plaja asta este foarte bună de scaldat. Așa că am găsit și noi un loc aici, la umbră și o să ne scaldăm. Este cu priveliște la stânca asta frumoasă lângă templele fertilității. So tell me baby, where would you like to go? Maybe we'll drive from coast to coast, only to where we love the most. I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, going tonight. Paradise, paradise.
I'm taking you. Ah! Sunt meduză aici, am văzut că era pișcă pe mâini, așa un fel. Sunt meduză, am văzut că era scris era scris acolo un panou, atenție, attention jellyfish. Și chiar sunt cum se pișcă. Și am văzut prin apă, acum să încerc să-i arăt pe voi și vouă. Vedeți aici este o meduză. Se vede în cameră. Uite, de aproape. Se pișcă un pic. Când se apropiere de dânsa, pișcă. Ha, sunt cum ar pișcă pe mâini, cu tot. Hai, stai ca... Oh! Ia uite, ia uite, o vedeți? Au, dar pișcă, uite, mă țin chiar mă pișcați acolo, chișur. Ia uite aici câte sunt, 1, 2, smărunțele. Se vede sau nu? Ia uite. Ia cum se mișcă, ia. I-a spus Luminiței că sunt meduze pe aici și deja nu vrea să ducă, să scalde. Hai, du-te, Luminița, nu chișc tare, așa nu mă uleacă. Nu, uite cum a rămas. Hai, uleacă. Dar nu rămâne semne, eu m-am uitat, nu rămâne semne. Numai pișcă așa. Hai! Dar nu se văd, da, sunt mulți pești pe aici, eu am filmat. Nu, meduze nu se văd, trebuie să te uiți super atent ca să le vezi. Ha? Hai, fac-te! Unde este? Nu văd. Dar nu se văd, trebuie să te uiți super atent. Mie nu m-a ghișcat, înseamnă că nu sunt. Hai, stai în apă, nu te temi că nu-i nică. Vezi că nu chișcă și... Hai să ai odată, nu te teme. Hai că îți duci pleonca. Multe, dar ai văzut multe? Nu sunt chiar multe, dar... Eu văd, am pești așa. Hai, du-te mai repede. Eu pești? Sunt mulți pești pe aici. Nu vreau, stau într-un loc. Hai să ai odată, că nu chișcă așa tare. Hai, Luminiță, că stai cu camera pornită. Dar vezi că nu pișcă nic, uite, ia că uite, ia că eu mă bag și nu pișcă, da, mă. Cred că s-o dus de aici. E ca ele acolo unde se contrastul de... Cred că mai mult la umbră. Și... Ce-ai gâșcat? Ha? Lasă-mă! Hai, du-te! Hai, sai! Sai odată că eu te împing! Ce nu vreau! Ce mai prietenă! Hai! Da, dacă te-ai gâșca o leacă, nu-i nic strașnic. Sunt mulți acolo, mulți pești. Prima zi în Riley Beach a fost excepțională. Mai ales drumeție, chiar începutul a fost extraordinar. Acea urcare pe care inițial mă temeam să merg, dar rezultatul a fost ceva deosebit. Da, și plaja la fel, super frumoasă, dar stâncile astea rupte sunt ceva excepțional. Da, recomandăm aici pe, să veniți și voi pe Raleigh Beach, cu toate că e un pic mai scump, dar e ok. Ca alternativă, ați putea închiria, ați putea lua hotel pe Aonang. Și de acolo puteți face naveta, ați veniți o dată de două ori aici pe Raleigh Beach să vedeți. Frumos, mâine continuăm experiența noastră pe aici prin Raleigh Beach. Intrați și pe Instagramul nostru, să ne urmăriți și acolo, pe Facebook la fel. O să fim foarte bucuroși. Și aici ne vedem deja la următorul vlog. La conga! Pa, pa!